extragerea n-a fost din aceste bănci. Extragerea a fost din Banca Națională, sub acoperirea unor inginerii financiare care au umflat sumele pe cazul celor trei bănci, motivând că chipurile băncile sunt într-o anumită situație de dificultate, iar banii au fost, de fapt, deci, extrași din Banca Națională. Aici vă rog să vă opriți, pentru că este foarte important ceea ce spuneți. Deci, de fapt, cineva a vrut să scoată bani din rezervele băncii naționale. Exact. Și aceasta a fost schema. Exact. Pentru aceasta a fost inventat că există o gaură mare în cele trei bănci și trebuie de ajutat aceste trei bănci, de scos bani, de oferit ajutor, sub garanție guvernului. Exact. Debandada care s-a început la Banca de Economii începând cu iunie 2014, care a culminat cu acele decizii și pompări de mijloace în noiembrie-decembrie 2015, mă lasă să cred că scopul a fost de a stoarce bani din rezervele valutare ale Republicii Moldova.